Cristian Ghinea este noul ministru al fondurilor europene. Acesta a fost propus de premierul Dacian Cioloș și acceptat de președintele Klaus Iohannis. Numirea noului ministru vine după ce Aura Răducu, cea care ocupa această funcție până luni, a demisionat. Cristian Ghinea este unul din consilierii premierului Dacian Cioloș cu atribuții în domeniul afacerilor europene. Noul ministru este licențiat al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București. Acesta a fost implicat și într-o serie de proiecte civice cu organizații precum Societatea Academică Română și Centrul pentru Jurnalism Independent. Ghinea are și o activitate de jurnalist și publicist. El a avut o rubrică politică săptămânală în revista Dilema Veche. De astăzi, Cristian Ghinea va ocupa locul lăsat liber de Aura Răducu, la cârma Ministerului Fondurilor Europene.